O femeie în vârstă de 40 de ani a murit la locuința sa. Membrii familiei susțin că femeia a intrat în stop cardiac la scurt timp după ce a mâncat sushi la un restaurant. Femeia în vârstă de 40 de ani a luat prânzul la un restaurant cu specific japonez pentru a sărbători ziua de naștere. Părinții acesteia susțin faptul că femeia s-a întors de la restaurant în jurul orei 15, iar după o oră a început să vomite și a intrat în stop cardiac. Familia acesteia a depus plângere la poliție. O anchetă în acest caz a fost deschisă de către procuratura din Napoli. În plus, anchetatorii au dispus efectuarea autopsiei. Totodată, autoritățile sanitare au efectuat verificări la restaurantul unde femeia a mâncat și au prelevat probe de alimente care vor fi studiate. Astfel de cazuri se întâmplă tot mai des, de aceea noi trebuie să fim atenți unde alegem să mâncăm atunci când vrem să petrecem o seară în oraș de asemenea testele de intoleranță n-ar putea scăpa de astfel de tragedii relatează adevărul.ro